Credincioșii din localitatea Voinești au avut prilejul să participe la sfințirea unei troițe închinată Sfintei Cuvioase Parascheva. Aceasta a fost ridicată de către familia Stavroforiei Piharia Lungu. Stareța mănăstirii Ghighiu din comuna Bărcănești, județul Prahova, spre slava lui Dumnezeu și spre pomenirea monahiei Parascheva. Binecuvântarea lucrărilor edificiului ridicat în stil bizantin grecesc a fost săvârșită de către arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu din județul Iași, alături de părintele Ciprian Roată, parohul parohiei Adormirea Maicii Domnului Voinești 1 și de protosinghelul Iorest Goraș, secretarul mănăstirii Hadâmbu. Trimite harul pe Sfântul Mitărul pe este de lemnul acesta și îl sfințește, ca să fie spre sfinția lucrurile acestuia și a troiței ce s-a zis spre el. Umilind să ne rugăm să cauți cu milostivire spre acest semn al crucii, spre această troiță, prin care credincioșii tăi rog, care au ridicat-o și zidit-o din o sârde, din credința tare, din dragostea către tine, a făcut-o spre însemnarea gărinței Fiului tău a Domnului nostru, Iisus Hristos. Miluință vine credincioșilor creștini asupra celui potrivit dăruiește. La slujbă a participat și Stavrofora Epiharia Lungu, alături de câteva monahii de la mănăstirea Ghighiu. Părintele paroh Ciprian Roata a remarcat că prezența Mântuitorului Hristos se face prin intermediul bisericilor și al troițelor. În același timp, a menționat că prin intermediul unei troițe, omul se poate întâlni cu Dumnezeu. Fiecare troiță pe lângă care trecem ne arată prezența lui Hristos, ca cel care a venit să ridice toată osteneala, toate supărările de pe umerii noștri. O troiță într-o comunitate este locul în care ne întâlnim mai aproape cu Dumnezeu. În momentul în care trecem pe lângă o troiță, fiecare creștin care este botezat în numele Preasfintei Treimi se oprește, face semnul Sfintei Cruci și înalță o rugăciune către Dumnezeu. Rugăciunea care este pornită dintr-o inimă smerită este ascultată și primită de Dumnezeu. Astăzi este un moment de bucurie pentru noi, așa cum am spus, și totodată este moment să-i mulțumim Măicuții Domnului, să-i mulțumim Mântuitorului Hristos pentru faptul că face minuni prin oamenii aleși. De aceea, astăzi, împreună cu Părintele Stareș, cu Părintele Iorest de la Hadâmbul, Părintele Stareș Nicodim, am sfințit troița aceasta care a fost ridicată dintr-o jertfelnicie și dintr-o dragoste de Maica Stavrofora Epiharia, care a ridicat această troiță sunând în mintea, în gândul și în cugetul Maicii Starețe vorbele mamei sale. Măi, Maică, să ai grijă de troița aceea, să ai grijă de troița aceea. Chiar și înainte de a muri mama Sfinției sale, monahia Parascheva, a ținut foarte mult ca această troiță care era aici să fie refăcută pentru slava lui Dumnezeu și pentru ca toți cei care trec pe aici să se închine și să aducă slavă lui Dumnezeu care lucrează prin oameni. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a apreciat inițiativa de a se înălța un mic locaș ce adăpostește atât Sfânta Cruce cât și numeroase icoane ale mai multor sfinți. Am venit la Hadâmbul 30 de ani, un sat mai bogat în troițe n-am întâlnit nici chiar în Bucovina. Și vreau să vă spun că aveți un loc binecuvântat începând de astăzi și nu numai acesta, dar acest paraclis frumos care l-ați ridicat și în cinstea Sfintei Preacuvioase Parascheva și în ultimul rând în amintirea surorii Marița, care a devenit monahie în Sfânta Mănăstire, unde altfel își are fica stariță. Ați văzut că înaintea morții spunea Maica Stariță că tot timpul i-a dat de grijă să îngrijească troița, dar nu s-a gândit că va face una mai frumoasă ca cealaltă. Și Maica Stariță a avut în gând și tot a mișcat-o sufletește și conștiința Maicii Starițe, a pus nepotul cel bun și evlavios, care e format frumos și credincios, cu harul Dumnezeu divin care lucra prin el și cei care au ridicat troița aceasta,
Vreau să vă spun că el cred că are o carte de vise deschisă începând de astăzi. Mă tineți o mare binecuvântare și să aduce slavă, laudă lui Dumnezeu, Maicii lui Dumnezeu, că din când în când intrați, să îngenunchiați, puteți să vă spuneți un paraclisul Maicii Domnului chiar seara și de ce nu? Acatistul Sfinte Preacuvioase Mânăsire Parascheva. Cinste familia acestea. Acolo unde este Maica Parascheva, cred că se bucă în ceruri. Ceea ce a făcut fiica, Maica Stariță și nepoții și frații și toate rudele care vă aflați de față aici, este o mare blagoslovenie și o mare binecuvântare. Cei prezenți au primit la final câte un pachet cu alimente. Amintim că Monahia Parascheva a fost pomenită atât în cadrul Sfintei Liturghii, cât și la parastasul ce au fost oficiate în dimineața zilei de marți în Biserica Adormirea Maicii Domnului din Voinești.